Vreau o țară ca afară, să nu mă tragă nimeni pe soară, buzunarele să nu doară. Vreau o țară ca afară. Vreau o țară ca afară. Vreau o țară ca, 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 ca. Vreau o țară ca afară. Bună seara, stimați suceveni, sunt Gabriel Ghincea și ne aflăm la o altă ediție a emisiunii Ulițele Sucevei. Iată că începutul anului 2018 este moment de reflexie, moment în care tragem linia și adunăm dacă avem ce aduna. Unii au ce aduna, alții nu au ce aduna, dar acum în această emisiune am chemat pe cineva, am invitat pe cineva în această seară care are ce aduna. Și are ce aduna pentru că de-a lungul anului 2017 noi am tot vorbit, l-am tot invitat, pentru că este unul dintre, zic eu, cei mai activi parlamentari pe care i-are Suceava și care muncește într-o comisie extrem de importantă pentru județul nostru, Comisia de Silvicultură și Agricultură și Silvicultură, Silvicultură și Servicii. Așa cum spuneam, avem un parlamentar, probabil cel mai activ parlamentar pe care l-are Suceava. Bună seara, domnule Emanuel Habrici, parlamentar PSD, membru al Comisiei Lămuriți-mă, să nu mai mă încurc, de agricultură, silvicultură și servicii, nu? Bună seara, vă spun dumneavoastră, spun și celor care ne urmăresc. Este început de an, am transmis mesaje de la mulți ani, mesaje de felicitare, pe cât posibil, prin mass media locală, către toți locuitorii județului Suceava, dar vreau să mai spun pentru prima dată și în direct la un post de televiziune la mulți ani, un an nou fericit pentru toți, cu multe realizări, împliniri, un an cel puțin la fel de bun cum a fost anul trecut. Pe de altă parte, da, ați punctat foarte bine, sunt membru în Comisia de Agricultură, Silvicultură și Servicii Conexe, o comisie care, evident, pentru județul nostru este deosebit de importantă, fiindcă atacă cele două mari ramuri de activitate din județ, agricultura și silvicultura. Sigur că pe lângă aceste două ramuri avem și partea de turism, care ne interesează de asemenea pe toți, și bineînțeles, parte din activitate din minerit, din păcate, în ultimul timp, atât de greu încercată, dar și aici noi, cei care putem da o mână de ajutor, parlamentarii de Suceava, aflați în coaliția de guvernare, ne-am străduit și am încercat să ținem pe linia de plutire și partea de minerit din județul nostru. Iată că suntem la moment de bilanț, domnule deputat. Ați avut un an întreg, de la 1 ianuarie la 31 decembrie. Adică în 2016 ați avut așa o bucată. Abia ați aflat pe unde e restaurantul de la Camera Deputaților, pe unde sunt toaletele. Dar de la 1 ianuarie 2017 până la 31 decembrie 2017, chiar ați dat în pâine. Ce s-a întâmplat în anul ăsta? Dar să-l luăm așa, să-l luăm pe bucățele. Vreau să discutăm așa. Proiect de lege, da? Dacă a fost votat, dacă a trecut, ce a trecut de comisii, ce s-a votat în plen și cele care acum sunt aplicabile, sau de fapt sunt legi promulgate de președinte, au apărut în monitor oficial și ele se aplică la ora asta, sunt legi de sine stătătoare în pachet de lege al României. Da. Acum, destul de ciudat să-ți prezinți activitatea, fiindcă poate părea ca o laudă, am 50 de proiecte legislative. Domnul ca o laudă, vorbim despre ce s-a întâmplat, punct. 50 de proiecte legislative inițiate, așa cum ați spus, cred că sunt parlamentarul sucevean cu cele mai multe proiecte și inițiative legislative, nu neapărat numeric, cât mai ales din punct de vedere celor care sunt aplicate, sunt votate în plenul Camerei Deputaților ca și cameră decizională, dar mai ales și promulgate de către președintele României. Sigur că este un avantaj faptul că fac parte din Partidul Social-Democrat, aflat alături de ALDE acum la guvernare, și acesta este un atu, întrucât având majoritate, este normal ca aceste proiecte să treacă mult mai ușor prin Parlament, prin Camera Deputaților, decât cele din colegilor din opoziție. Dar au fost legi care au trecut și cu votul opoziției. Foarte multe au trecut. Și cu votul opoziției și din comisia dumneavoastră, dar și din plen. Absolut, o să venim și aici, da, într-adevăr.
Am avut o colaborare foarte bună. Faptul că am lucrat 15 ani, cel puțin pe sector forestier, mi-a dat această probitate profesională, în așa fel încât colegii din atât din comisie, cât și colegii din plenul camerei au avut încredere în ceea ce le-am propus și inițiativele pe care le-am avut. De ce s-a întâmplat acest lucru? Fiindcă după 15 ani de experiență concretă, atunci când vii cu explicații plauzibile, când vii cu argumente foarte clare, am avut de multe ori plăcerea și bucuria să văd că atât colegii din PMP, cât și cei din alte partide aflate în opoziție au mers alături de mine, apreciind partea tehnică pe care o stăpânesc, cel puțin în domeniul forestier, foarte bine. Sigur că și în domeniul agriculturii proiectele pe care le-am avut uneori au fost votate și de colegii din opoziție. Până la urmă, cu toții ne dorim ca legile să fie bune, să fie aplicabile și să se regăsească în viața de zi cu zi a fiecărui cetățean. Și până la urmă, domnul deputat, să aducă un beneficiu, că o lege poate să fie extrem de complicată, extrem de controversată, dar în momentul în care ea este greu de aplicat, adică ea are 20.000 de puncte, are 20.000 de condiții și este greu de aplicat, ea nu e utilă. Adică ea nu-și atinge scopul. De ce facem o lege? Să fie disciplină undeva, să fie ordine undeva, nu? Să fie ordine în școală, să fie ordine în sănătate, să fie ordine în agricultură, în silvicultură și așa mai departe. Da, pe de altă parte, consider că cel mai important lucru este numărul de proiecte aprobate deja, deci trecute prin camere, trecute de votul de plen și aprobate de președintele României. Sunt peste 20 de astfel de proiecte. De ce este important? Fiindcă doar proiectele aprobate produc efecte în viața de zi cu zi. Restul e muclatură. Este exemplu fostului coleg, sau înainte de a fi eu în altă legislatură, domnul Funar, care a avut peste 600 de proiecte inițiate, din care n-a trecut niciunul. Adică ideea nu este doar să depui proiecte, da, și acestea să fie respinse sau să fie trenate, plimbate de la un birou în altul al Parlamentului. Important este ca și aceste proiecte, în momentul în care le scrii, să le urmărești. Adică odată ce ai depus un proiect, o inițiativă, și de multe ori am făcut treaba asta, prima cameră sesizată pe domeniul agricol și silvic, sigur că este Senatul. Da. Întotdeauna acele proiecte care m-au interesat le-am urmărit și la Senat, am vorbit și acolo cu președinta comisiei, care răspunde în așa fel încât să nu treineze, să nu stea. Am avut discuții foarte multe și cu colegii care conduc la ora actuală Camera Deputaților, care pot ușura și facilita procesul legislativ, fiindcă dacă nu le urmărești o lege, poate trena și un an, doi. Procesul legislativ este foarte complicat față de ceea ce mă așteptam. Ai nevoie de o grămadă de avize pe fiecare proiect legislativ, inclusiv de la Comisia Juridică, de la alte comisii, mediu și așa mai departe. Dacă nu le urmărești, nu mergi la Comisia de Mediu să susții, să explici de ce trebuie așa. Dacă nu mergi la Comisia Juridică, degeaba nu mai le propui în Comisia de Agricultură și Silvicultură. Deci asta necesită un efort și o implicare permanentă, în așa fel încât legile să ajungă efectiv și să fie transpuse în practică. Deci, practic, mecanismul ăla pe care noastră vreți să-l puneți în aplicare, el are 1000 de rotițe. Are 1000 de rotițe, da. Și una fără alta nu merge. Nu funcționează. Și în momentul în care, deci, trece de comisie, mi-a spus dumneavoastră, merge la Senat, nebunie, trece prin Comisia Juridică, trece prin altă comisie, sunt legi care trec și pe la Comisia de Apărare. Absolut. Sunt legi care, așa, care trenează pentru că ăla e plecat și ăla n-are chef. Dacă le urmărești, iată că se poate, nu? Ai nevoie și de un punct pe fiecare lege, ai nevoie și de un punct de vedere a guvernului. Dar să-l convingi că... Mă gândesc că este... Eu am lucrat o perioadă foarte scurtă de timp la Camera Deputaților, vreo jumătate de an. Dar, într-adevăr, nu prea am găsit parlamentari care să alerge, cum spuneți dumneavoastră. Însă, mă gândesc că trebuie să ai și motivația, să-i și convingi pe ăla din
din comisie, dar mai ales pe cei din plen, că această lege este utilă vieții economice sau sociale din România. Am avut și șansa unei colaborări foarte, foarte bune, atât cu domnul ministru Daia, cât și cu secretarii de stat din subordine, cu care am purtat discuții foarte, foarte dese, am mers și am fost primit totdeauna cu mare plăcere și drag la Ministerul Agriculturii, bineînțeles și la Ape și Păduri, aici nu se mai pune problema, fiindcă sunt colegii mei. Da. Și am făcut aceste drumuri foarte des, am punctat toate proiectele legislative și cu partea tehnică din ministere. Împreună cu ei am lucrat, s-au elaborat în așa fel încât în momentul în care Parlamentul a cerut punctul de vedere a Guvernului, există această practică, deci în afară de celelalte comisii, ai nevoie și de acel punct de vedere, acesta să vină, acesta să vină cu mare ușurință, fiindcă erau deja discutate, erau deja... De asemenea, știți foarte bine că cel puțin pe parte de Silvic am avut discuții permanente cu ONG-urile, cu asociațiile profesionale, la orice proiect legislativ. Și sunt 7 în domeniul silvic proiecte care sunt aprobate, care, de sunt, legi care deja. Sunt legi deja. Toate s-au făcut cu consultarea factorilor interesați din domeniu. Nu am luat decizii niciodată, doar de capul nostru, acelor din comisie, am întrebat ce probleme au, cum vă lucrurile. Bineînțeles că nu ai ocazia să-i pui pe toți de acord. Da, la masă, corect, da. Fiindcă, la rotundă, da. Da, fiecare are interese și are anumite puncte de vedere, însă important este ca legile pe care le-am dat să aibă o dată aplicabilitate și doi să fie utile cetățenilor. Ce mi se pare interesant și destul de cinstit, să zic așa, cinstit, chiar așa, bărbătești. Dom'le, ăla de la guvern, guvernul le aplică. Că eu am trecut, da, a dat cu bățul președintele, și eu mi-am luat, nu, eu rămân cu lauda. Eu rămân cu legea, nu? Legea Habrici, legea Daia, legea Popescu, legea Ionescu, da? Bun. Eu rămân cu, nu, înscripționat pe temelie. Dar guvernul le aplic. Și ăla când trece la aplicare începe să te înjure. Bă, dar de ce nu te-ai gândit, mă, și la faza asta? De ce nu te-ai gândit că, de pildă, nu știu, nu pot fi folosite doar camioane de 20 de tone? Trebuie să folosim de 10 tone la exploatare. Sau eu știu ce chestiuni de specialitate. Da, și în domeniul agricol totdeauna au fost invitate asociațiile profesionale. Din păcate, dacă pe Silvic există o anumită disciplină, o anumită ordine, sunt câteva asociații profesionale mari. În domeniul agricol sunt extrem de multe. Sunt și mai multe specialități. Sunt și foarte multe specialități. Noi am făcut totdeauna invitații, parte din cei invitați au venit, alții nu, merg acum în teritoriu și mi se spune n-am fost consultați. Bun. Hai să ne asociem în așa fel încât să puteți fi reprezentați, fiindcă cu tot efortul meu de a merge sat cu sat, de a discuta cu fermieri, am fost săptămâna trecută, merg săptămâna asta, voi sta de vorbă cu fiecare, în fiecare comună, cu câțiva fermieri în parte, nu o să pot să stau de vorbă chiar cu toată lumea. Știu că sunt probleme și acum, știu că sunt probleme cu o parte din plata subvențiilor la API, acolo unde avem... de a face cu măsurătorile prin teledetecție și unde au apărut contestații. Am fost, am discutat și la nivel de minister, am discutat și la nivel de direcție agricolă. De luni încep să dea bani, știți, nu? Și, da, exact asta vreau să spun. Dar banii, restul dă bani. Și, pentru 2018. Da, și eu zic că deblocăm cel puțin din tot ceea ce mi s-a spus sau mi s-a promis, până la sfârșitul februarie se va încheia tot ceea ce înseamnă. Problemele au fost tehnice, nu țin neapărat, acolo unde nu s-au achitat, fiindcă marea majoritate a fermierilor au plătit, au primit banii. Sunt acele subvenții speciale, cei care se ocupă de agricultură le cunosc. Subvenții speciale pe, da. Pe de o parte, pe de altă parte, prin teledetecție au existat anumite diferențe de măsurătoare. O parte din fermieri le-au contestat, s-a refăcut măsurarea suprafețelor, acum să se suprapună, dar în principiu să stea liniștiți fiecare din cei care încă, la care încă nu au ajuns banii, să știe că până la sfârșitul februarie vor avea acești bani. Chiar am avut discuții la nivel de minister. Am avut săptămâna trecută, am avut și aici, și la APIA, și la Direcția Agricolă, și se face tot efortul posibil pentru ca acești bani să intre, fiind perfect conștienți de faptul că orice fermier are nevoie de bani, trebuie să-și facă un calcul, el trebuie din timp să-și ia furaje, să asigure condiții pentru creșterea animalelor, unde este cazul, sau pentru producția vegetală.
Și am dat importanță, m-am deplasat, este și șansa că avem o echipă foarte, foarte bună la Ministerul Agriculturii, sunt oameni cu care se poate sta de vorbă, nu întâmplător și îi cunosc foarte bine. Nu întâmplător, din 3,4 miliarde euro cât a pus la dispoziție Uniunea Europeană pentru anul trecut, s-au încasat 3,3, aproximativ 96%, ceea ce este un record absolut pentru România. Să vorbim și despre asta. Vreau să mergem către acele proiecte de lege pe care noastră le-ați promovat împreună, desigur, nu de unul singur, cu alți colegi, așa, și care au trecut. Deci, marea lor majoritate sunt țin de regimul silvic, nu? Marea majoritate țin de regimul silvic, sigur că sunt și domnul Maricol. Haideți să le numim. Deci asta într-un an, atenție, stimați suceveri, vorbim despre un parlament, despre munca unui parlamentar într-un singur an. Repet, 1 ianuarie 2017, 31 decembrie 2017. Da. 1. Hai să le scriem. 1. Cel mai important, evident, este codul silvic. Da. El nu este important doar prin faptul că l-am rescris. Este important prin faptul că a produs o modificare aproape la nivelul unei revoluții în domeniul forestier. Fiindcă am plecat de la un principiu, acela de a asigura lemn de foc către cetățeni, către populație. Și știu că există și nemulțumiri din această cauză. Au fost probleme. Au fost există probleme și nemulțumiri. Mari, nemulțumiri odată datorate modului de exploatare și de organizare a procesului de exploatare în așa fel încât lemnul de foc să ajungă la populație. Regia Națională a Pădurilor nu avea cum să fie pregătită peste noapte pentru acest lucru, de aceea numărul de depozite a fost insuficient, înțeleg că se lucrează acum și vor fi depozite la nivel de fiecare ocol. Sigur că este un timp până obții și feedback-ul, până se pot organiza factorii interesați, dar sigur că nu vom avea suficient lemn de foc niciodată în Constanța, nu vom avea în Tulcea, fiindcă nu există resursa necesară. Însă în ceea ce privește arcul carpatic, în mod cert, în cursul anului acesta se va regla problema lemnului de foc la populație. Când mă refer lemn de foc, și asta este un lucru important pe care vreau să-l înțeleagă lumea, nu mă refer doar la lemn de foc de foioase, în special speciile fag, carpen și așa mai departe, mă refer per total, fiindcă dacă o să mergem la Dorna Candreni, la Iacobeni, chiar coborând până aproape de Fras, în Stulpicani, în tot bazinul de munte, nu avem fag. Da, corect. Eu am, dar aveți rășinoase la greu, da. Eu am lucrat șef de strict la Dorna Candreni aproximativ 6 luni de zile și ca silvicultor, ca inginer silvic, ca om care gestionam, deci în tot districtul, în 6.000 de hectare, nu era un fac pe care să-l poți duce acasă să-i puțin încălzit. Că erau rășinoase, așa e specificul zonei. Da. Adică nu se aștepte cineva că atunci când vorbim de lemn de foc, face referire doar la foioase, pe de o parte. Pe de altă parte, vă dau și o situație concretă. Ocolul silvic Moldovița a pus la dispoziția primăriei Moldovița, respectiv Vatra Moldoviții, cantitatea de lemn de foc pe care a solicitat-o, a rămas cu un surplus aproximativ pentru acest an de 7.000 de metri cubi, conform legii l-a pus la dispoziția primăriilor limitrofe, în speță primăria Câmpul Lung. Așa. Deci un 7.000 de metri pentru municipiul Câmpul Lung, eu cred că e mai mult decât... Mai mult decât rezonabil. Dați un pic, că și primăria Câmpul Lung are pădure. Primăria Câmpul Lung, sigur că și din resursele dumnealor, fiindcă dacă ați văzut, legea obligă atât OAT-urile, unitățile administrative teritoriale, în speță primăriile, cât și regia să dea lemnul sau să vândă lemnul de foc rezultat din produse igiene accidentale și secundare doar către populație. Da. Și vor trebui să facă acest lucru, ceea ce va însemna un surplus. Sigur că spune... Discutam în trecut despre acea posibilitate care nu există, și anume că în județul Suceava aveam două centrale mari, una foarte mare și una mai mică, de cogenerare, de cele care consumă lemn, da? Așa, cel puțin teoretic. Avem bioenergie teoretic, vă spun eu că bioenergie teoretic. Avem bioenergie, așa, și avem centrala de la Vatra Dornei, da? Consumatoare de deșeuri de lemn, așa. Păi, dacă oamenii spun cam așa, și eu m-am interesat, chiar am avut și noi o discuție în legătură cu asta, adică dacă eu Rom Silva aprob acel lemn de foc din căzături, din doborături, din cum Dumnezeu se numește, din farsonare, igienă, aprob igienă și așa mai departe, aprob lemnul ăsta, nu mi le iau centralele astea?
că astea consumă mult. Și eu rămân cetățeanul amărâtul de mine, rămân iar fără lemne pentru copii peste iarnă? A existat o confuzie foarte mare legată de această legislație. Și confuzia a fost în felul următor. Anumite zone, anumite ocoale silvice, și pot da un exemplu, Broștie în Crucea, cu posibilitate foarte mare de exploatare a masei lemnoase, sigur că și-au pus problema ce se va întâmpla dacă nu vor avea solicitări, fiindcă, în mod cert, comunitățile fiind mici, va exista un surplus de lemn. Deci o localitate ce mai face cu lemnul? O localitate cum este Crucea, da, este deservită de cel mai mare ocol din județ, da, și cu cea mai mare posibilitate. Da. Da, undeva la 130.000 de metri cubi are ocolul Crucea și te duci la un... De 4.000 locuitori. Maxim 4.000, da, de locuitori. Da. Și sigur că acolo s-a pus problema și a creat îngrijorare și rândul personalului silvic. Ce se va întâmpla? A venit regulamentul de vânzare a masei lemnoase, din păcate un pic mai târziu decât ne-am fi dorit. Regulament de vânzare care a spus clar, ce, unde nu este solicitare la populație, se poate vinde și la și către și prin licitație și, da, și, da, și așa mai departe. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă, în primul rând, că ocoalele silvice trebuie să aibă scris din partea primăriilor cât au nevoie, cât are nevoie. Exact. Deci eu trebuie să am pentru primărie, am 6, eu știu, 20.000 de metri. El mă scuzați, lucru merge invers. Ocolul calculează cât are posibilitate, da, că îi taie într-o anumită cotă legală, corect, ne place, da, nu, da, ne place asta, da, situația. Trimite către primărie stocul, da, iar primăria spune, domnule, cât ai, nu știu, un ocol mare poți să aibă, 17.000. E prea mult sau prea puțin. E, da, prea mult sau prea puțin. Da. Dacă și prea... mă compensez cu restul de ocole. Exact. Acum, sigur că se ridică o grămadă de probleme și am înțeles, unii pun problema transportului, adică, bă, nu, asta e clar că trebuie să mergi să ridici lemnul, fiindcă, pe de altă parte, înțeleg că, nu că înțeleg, știu sigur că, făcând un calcul al pieții, al prețului care se vinde masa lemnoasă, și Regia Națională a Pădurilor a majorat în ultimul an prețul lemnului de foc. Să lămurim, această lege doar îl pune la dispoziție. Da, nu stabilește nici prețuri, că nu are cum. Regia Națională a Pădurilor este un agent activ pe piață, este regie autonomă. Păi și pentru cine îl face? Consiliul de administrație a regiei. Deci tu regie. Da, regia face prețul, dar înțeleg că l-a majorat. L-a majorat având în vedere condițiile pieței, fiindcă în momentul în care la licitație vinzi cu un anumit preț, nu poți să vii cu un preț foarte, foarte diferit și către populație, fiindcă vine Curtea de Conturi, se întâmplă alte... Dar ideea este că cel puțin ce înseamnă arcul carpatic, lemn. Bun, deci asta am lămurit-o. Iarna trecută a fost probleme. Da. Iarna asta a fost au fără discuție. Iarna viitoare vor mai fi probleme? Eu sper că până atunci atât regia cât și primăriile care au în proprietate pădure să se organizeze de așa natură încât să nu fie probleme. Ideea ar fi, părerea mea, ca populația să înceapă de pe acum să-și asigure lemnul de foc pentru anul viitor, fiindcă deja au început lucrările de exploatare. Să nu vină toată lumea luna octombrie să lemn. Nu o să reușească. Da. Adică acum nu merge nimeni, nu solicită, nu se zbate pentru... Când mai până la urmă e vorba și de o cerere și de un centralizator la primărie trimis către ocol, iar dacă așteptăm iarăși octombrie, noiembrie, septembrie, nu o să reușească. Și acum să fie foarte clar, este și treaba primăriei. Adică primăria trebuie să se ocupe foarte clar, să știe cam care este necesarul, care este consumul pe o iarnă pentru cetățenii. Bun, aici e clar că și aici apar disensiuni și discuții. Trebuie colaborare la nivel de ocol silvic cu primăriile. Știți care e chestia șeful de ocol acum sau personalul de la ocol? Acum nu iau apărea nimănui. Dar nu poate să meargă el la fiecare cetățean în parte să bădă, bă, tu vrei lemne cam cât vrei. Păi eu vreau frasină, eu vreau patin, eu vreau cireș, eu vreau corcoduș, eu vreau... Nu, da, o să poate, asta e deja... Pe de altă parte, și primăriile, da, au problemele lor, că eu discut și cu o parte și cu cealaltă permanent și știți foarte bine când fac treaba în teritoriu și sunt numai între cetățeni și între factorii care acționează și pe piața lemnului, dar și în celelalte domenii, agricol, turism și așa mai departe. La toate conferințele, sau la toate, majoritatea conferințelor care se organizează, bineînțeles, acolo unde sunt invitat, țin legătura și cu conducerea de la București și cu fermierul care efectiv lucrează lângă animal. Și asta este ideea. Trebuie să existe colaborare. Adică nu poți lăsa totul nici pe primărie, fiindcă și la ora actuală primăriile
nu au totdeauna suficienți angajați, nu are cine să ocupa în special de treaba asta, trebuie delegat cineva care să preia aceste cereri, trebuie să le centralizeze. Dacă vine cineva, scuzați-mă, dacă vine cineva acolo și spune, nu știu, la secretară, și face un tabel, cum te numești, Popescu, da, ce numărul 17, cât vrei, 10 metri cubi. Nu face nimeni dosar de plecat în Afganistan. Principiul ar fi că la nivel de primărie să știi cel mai bine, fiindcă la o gospodărie poți să ai două familii, poți să ai trei familii, exact, poți să ai doar una poate fi cu mulți copii și atunci acolo se poate centraliza și se poate... Una de bătrâni care stau în cămăruța lor acolo, au soba aia și duce acolo... Au anumite nevoi, acolo. Sigur, exact, că da. Altcineva care are o casă mare... Bun, haideți că timpul trece. Deci, da. Codul silvic. Da, codul silvic care este practic Biblia silvicultorii la ora asta. Da? După aia se lucrează, practic, așa. Legea contravențiilor silvice. Legea a doua care spuneam, nu? Legea contravențiilor silvice. Da, iar și o lege foarte importantă, fiindcă stabilește sistemul de amendare, de penalizare celor care fac abateri, ilegalități la nivel, în cadrul atâta procesului de exploatare, transport, debitare și așa mai departe. Și care specifică foarte clar cum e pedepsit și unul și altul. Cum este pedepsit și unul și altul. Nu, da, dacă, și nu, agricultorul nu știu care fură și... Nu știu cât de tare trebuie să intrăm în amănunt, dar ideea este în felul următor. Față de legea anterioară. De codul silvic? Nu, față de fosta legea contravenților silvice. Este o lege, într-adevăr, și recunosc aici, foarte dură, dar este corectă. E cinstită. Cealaltă lege era așa. Era și aceea foarte dură. V-au înjurat colegii? În ce sens? V-au înjurat, bă, de ce faci? Nu cred, fiindcă eu asta le-am spus și lor. Vă spun, odată corectă, fiindcă este aplicabilă. Noi am avut o lege care nu era aplicabilă, fiindcă era făcută de oameni care nu au lucrat niciodată și nu se pricep. Din păcate, așa a fost. Acum am trecut pe partea cealaltă, dură, dar corectă, să o poți aplica. Da? Fiindcă dădea voie fosta lege la niște abuzuri ieșite din comun. De exemplu, nu ținea cont de erorile de măsurare care sunt cuprinse în tabelele dendrometrice. Adică, cum să spun, o mașină de 50 de metri cub de lemn, dacă o măsoară două persoane, jumătate de metru, un metru, nu ținea cont de absolut nimic. Deci era o lege făcută fără să fie de oameni care efectiv n-au lucrat. Haideți să vă spun o chestiune. Am fost martor la unul dintre procesele Revoluției, că fost și pe acolo, la Curtea de Apel Argeș. Și am venit mai devreme, am intrat în sală, era un proces despre niște furturi de masă de brasă. Și cum au făcut cei de la parchet, cum au făcut pagubă. Așa, dauna, sau cum se cheamă, dauna, da. Nu? Păi l-au prins pe ăla cu un camion și avea camion plus remorcă, l-au găsit cu 14 metri cubi și l-au mai prins după 3 luni de zile încă o dată. Și a spus așa, 14 metri cubi ori 365 de zile, asta e pagubă. Da. Eu am crezut că m-a stup. Sincer, eu am crezut că m-a stup. Eram în fine, eram însoțit de doi politici, că așa e, că asta e procedura. Am ieșit afară din sală și m-a zis, domnule, ce s-a întâmplat? Mi-e rău. Hai, bă, e rău de prostie, mă. Deci nu-i corecție, să, nu ce-am auzit acolo, nu? Dacă l-ai prins o dată în mai și o dată în octombrie, le calculezi paguba pe un an? Nu există treaba asta. Păi asta vă zic. Adică, ai domnule să-l pedepsim și să-l pedepsim cinstit. Domnule, exact. A furat, trebuie pedepsit. Corect. Dar dacă l-ai prins cu o sarcină de nuiele acum, ce facem? Îl băgăm și pe ăla? Bun. Spuneți. Mai departe să încercăm. Așa. Legea privind înființarea perdelelor forestiere. Perdele forestiere. Este o lege mai europeană. Prima tentativă sau prima lege scrisă a fost în 1860, imediat după unire. Și iată că ne aflăm la 160 de ani și încă, lege, și, n-am lege. Și încă nu s-a lămurit treaba. Da. Legile au tot fost scrise, a mai fost una în 2010, dar nu au fost aplicabile. Este prima dată când am venit cu exproprieri pentru interes public, adică acolo unde vor fi aceste suprafețe, exact ca la autostrăzi. Da. Da, vrea, nu vrea proprietarul, va trebui să vândă către stat, cum evident, contracost, anumite acele suprafețe necesare. De ce sunt importante perdelele forestiere? Cred că nu e un secret pentru nimeni.
regimul de umiditate, biodiversitatea, protecția căilor de acces. De exemplu, avem aici, da, în Suceava, echilibru climatic. Oriunde mergem în Europa... Da. Pe cum trecem de frontiera de vest a României, găsim aceste perdele forestiere. În Austria ați văzut foarte bine că nu există fermă zootehnică care să aibă pașiște sau pășune fără perdele forestiere. Nu există. Eu n-am văzut. Așa este. Așa. Sunt carourile alea de verdeață, care dă și frumos până una alta, e frumos ochiului, îți dă și aer curat, dar și animalul acolo se pune la umbră, nu stă în soare la torii de la ora 2, la ora prânzului. Absolut. Și sigur că acolo poate să stea și o pasăre și un iepure și creează acel microclimat atât de benefic pe care l-am văzut cu toții în Europa. Și uitați-vă în sudul Olteniei. Uitați-vă în sudul Olteniei la Dăbuleni, unde s-au format dune de nisip. Păi acel accident, să zic așa, geografic, climatic, ca să zic așa, poate fi oprit doar cu perdele forestiere. Pentru că altfel se întinde, se mută. Știm foarte bine că în perioada comunistă a fost singura perioadă în care eu am studiat acest fenomen, când atunci când scrie o lege, trebuie să documentez, trebuie să vezi ce a fost înainte, să existe o anumită gândire, o anumită continuitate. Doar în perioada comunistă, și știm foarte bine, salcâmii care au fixat dunele de nisip, din păcate cei salcâmi care acum nu mai sunt. Da, din păcate au fost furați. Care nu mai sunt și... Sigur că am simțit nevoia să venim cu această lege, este aplicabilă chiar și pentru Suceava, deși la noi nu se pune problema lipsei de pădure, dar avem cel puțin două căi de comunicații mari în zona asta, Ilișești, Troiești, unde știm că totdeauna avem probleme cu viscolul, cu zăpada și din coace Fălticeni, Suceava, unde perdele forestiere de-a lungul drumurilor cred că sunt mai mult decât necesare. Bun, altă lege. Legea gărzilor silvice. Aici am venit cu o modificare pe lege, în sensul că am aprobat, sau atât Parlamentul cât și președintele a aprobat și a spunea... Ați modificat o lege care era. Da. Spuneți de faptul că anumiți colegi au votat alături de noi. Da, codul silvic, cred că în afară de PNL l-a votat toată lumea. Legea perdelilor forestiere a fost în unanimitate votată. Da, legea gărzilor silvice la fel, în unanimitate în comisie, acum nu mai știu exact, așa, iar de asemenea legea gărzilor silvice care prevede asigurarea personalului necesar pentru această instituție a trecut iarăși cu unanimitate în comisie. De ce? Fiindcă toată lumea a considerat că suplimentarea cu aproximativ 500 de persoane în vederea asigurării pazei pădurii, a climatului necesar pentru fondului cinegetic, a dus la... Deci s-a votat unanimitate, 500 de persoane urmând să fie angajate. Din păcate s-au blocat posturile. O să vedem acum, în cursul acestui an, în momentul în care se vor debloca posturile pentru domeniul public. Păi hotărârea de guvern e până la 1 ianuarie. Din ce știu, s-a mai dat încă una pe 3 luni. Încă 3 luni, până la sfârșitul martie. Dar, în mod cert, imediat după ce se vor debloca aceste posturi, să iau legătura cu colegii din minister și să dăm drumul și la aceste angajări care sunt atât de necesare. Am înțeles, hai să continuăm. Da. Dar trebuie să spunem că în Suceava avem o gardă silvică destul de activă. Da. Adică ne furnizează știri săptămânal, multe știri. Ceea ce înseamnă că oamenii chiar lucrează. Da, rostul gărzilor nu cred că este să facă neapărat comunicare, deși este foarte important. Nu trebuie să facă comunicare, pentru că dacă îl prinde furând și știe că îl prinde, nu o să mai fure. Când merge la furat, o să gândească. Părerea mea că avem un personal silvic la nivelul județului Suceava, atât în Rom-Silva, cât și în gărzile, în garda forestiere, care este elită la nivel național. Și fără discuții. Suntem recunoscuți din punctul ăsta de vedere. Silvicultura suceveană, în cadrul, cum să spun, al nostru, al celor care eu am lucrat, al celor care lucrează și la regie, totdeauna suntem printre cei apreciați și ca rezultate, și ca profit, și ca...
Și mod de lucru. Și mod de lucru, știți foarte bine că la noi au venit cele mai dese verificări din punct de vedere a certificării pădurilor, da, care se fac audit extern, care au venit în teren, au verificat probleme deosebite, nu s-au găsit niciodată și avem un anumit statut la nivel național. Doamne ajută, asta e mare bucurie. Da. Gărzile silvice a vorbit. Așa, legea, statutul personalului silvic este depus. Încă nu este, nu? Încă nu este trecut. Deocamdată este la nivel de Senat. Sper să reușim cât de repede să-l punem în aplicare. Este iarăși o lege echilibrată. Pe de o parte, instituie o anumită disciplină pentru personalul silvic, fiindcă așa e făcută viața. Trebuie... Acest statut este o ermenie, este regulamentul de funcționare a fiecărui segment de la canton, district, ocol și mai departe. Și ce înseamnă acest statut? Nu doar asta. Fiecare categorie profesională, când este și corpul magistraților... E bine definită. Da. Nu, eu spun fiecare categorie profesională acum în țară are un anumit statut. Da. Și aici avem de la grade profesionale, la mod de organizare... Asta vă întreb, ține și de modul de organizare al fiecărei instituții al fiecărui segment în parte. Și vă spun, venim și cu o parte de măsuri, să spunem așa, de transparentizare. Mă refer aici la obligativitatea declarațiilor de avere care va fi, în așa fel încât să nu mai existe discuții în opinia publică și în asta fiecare silvicultor să-și declare averea. Pe de altă parte, venim cu o serie de lucruri mai mult decât benefice. Știm că munca în domeniul forestier este o muncă grea. Am propus trecerea personalului silvic la grupa a doua de muncă, în așa fel încât să aibă și o pensie decentă, dar și să se poată pensiona mai devreme. Acest lucru se va face la cerere. Deci sunt silvicultori care pot lucra până la 65 de ani. Sunt alții care, fiind în mediu liber, fiind în frig, fiind în condiții dificile, de umezeală, să poată să se pensioneze anticipat, conform grupei a doua de muncă. În statutul scrie dacă pădurarul are voie să bea un rachiu cu șeful de district? Absolut. Deci sunt reglementate toate. Sunt reglementate, ține de, efectiv de un anumit standard pe care trebuie să-l îndeplinească silvicultorii, așa cum o fac și medici, așa cum o fac și magistrații și polițiști și așa mai departe. Altă lege. Să văd dacă nu mă lasă memoria. Așa. Fiindcă sunt 7 acum, așa. Ultimele 2. Ceva cu agricultura, cu... Bineînțeles, în domeniul agricol sunt multe legi pe care le-am propus, le-am promovat. Mi-aș propune să discut un pic separat partea de agricultură. Și... Asta vorbim numai de silvic aici. Aici deocamdată vorbim numai de... Și urmează agricultură. Pe agricultură sunt sigur că sunt mult mai multe. Și cele mai importante sau ceea ce consider extrem de important pentru noi și pentru mine ca reprezentant al zonei de munte, și vreau să o încep de aici, este legea muntelui. Legea muntelui. Care n-a trecut. N-a trecut, dar... Unde este? Unde la ora asta? Este depusă, este la Senat. La Senat. Este semnată de noi. Probabil că în toamnă o să avem. O să avem legea muntelui și asta este esențială, fiindcă și aici m-a ajutat foarte mult legat de partea de comunicare. Vă rog. Legea este extrem de complexă, de la oficii poștale în zona de munte până la producție animală, vegetală și așa mai departe. Este o lege europeană, este o lege lucrată cu specialiștii din zona de munte, cu domnul profesor Rei. Mare specialist, de adevăr. Da, cu toți factorii interesați au luat parte. De ce să spun lucrul acesta? Fiindcă zona de munte este o zonă tipică. Partea de sol, partea care este, nu este atât de profund ca în vale, pedoclimatică. Dar și social lucrurile stau diferit. Și atunci am venit cu o lege special pentru zona de munte. Nu este doar atât. Și vreau să transmit către locuitorii sau cei interesați factorii economici din zona de munte, este pe site-ul Camerei, este pe site-ul Senatului, să înceapă să o citească, fiindcă va fi și aici nevoie de un proces de adaptare. În urma ei vine o legislație subsecventă. Ce înseamnă asta? Adică încă 7 legi care reglementează câte un domeniu de activitate separat. Și o să vă le spun aici în așa fel încât cei care lucrează în domeniu și rugămintea ar fi să preia de acum
și să vadă despre ce este vorba, fiindcă va fi o bătălie între toate județele și între toți producătorii care să depună primul aceste dosare. Ideea este în felul următor. Din Fondul Național de Dezvoltare, din bugetul de stat și din fonduri europene, în următorii 5 ani pentru zona de munte vor intra un miliard de euro. Care este o sumă enormă. Pe toată România? Pe toată România. Câte județe înseamnă asta? 22 sau câte? 23? 23 de județe. Da. Și de aici, numai pe, să fim atenți, numai zona de munte, că nu, județele nu un sunt... Un miliard? Un miliard, da. Asta înseamnă 5... Sunt 5 de milioane de euro pentru fiecare județ. Da, acum... E o leacă de bani. Important este ca noi, cei din Suceava, să ne mobilizăm... A, să depunem primi. Și să reușim să depunem, fiindcă Guvernul României, Uniunea Europeană, va pune la dispoziție acești bani. Dar nu ți-i dă. Domnul deputat, eu sunt, vă spun, la noastră cât de cât ne știm. Eu, din punctul de vedere, cu mâna pe inimă vă spun aici, în fața la oamenii ăștia, care ne văd 200-300.000 de oameni care se uită acum la noi, că eu vă ajut. Deci, aveți în Plus TV un important partener. Noi vă sprijinim și prin anunțuri și prin ce vreți dumneavoastră, vă sprijinim pentru acest lucru. Cum să nu, dacă intră bani, cum să nu, dați să nu intre la noi, să intre la alții? Legislație subsecventă, ce înseamnă? Avem o dată, un sprijin pentru crescătorii de animale, de ovine. A, nu numai de ovine, separat? Separat. Am înțeles. Care înseamnă o dată subvenție de la stat, un leu pe kilogramul de lână. Da. În condițiile în care lână îți vinde acum 1,5 lei, maxim 2. Da, nu scoți nici măcar tu supe. Da, deci o subvenție foarte mare. 2. Ce înseamnă la oaie? Vom avea 9 centre, conform lege, 9 centre de colectare a lânii. În zona montană. Pe Suceava vorbesc. Toată Suceava, da. Deci doar pe Suceava. Aceste 9 centre de colectare, și aici trebuie colaborare cu asociația de producători, fiindcă nu poate să mai vină, mai suntem în timpul comunismului să le facă statul. Noi punem la dispoziție resursa. Asociația de producători trebuie să le ducă, efectiv să le ducă în sunt practică. Valabile, sunt valabile asociațiile de crescători de animale de la nivel local care își au luat și gazule? Despre asta de vorbim, nu? Deci ele deja funcționează. Ele funcționează, așa. Doar important este să înțeleagă importanța și să... Și asociația, scuzați-mă ca să înțeleg și eu, ca să înțeleg toată lumea. Deci, asociația de crescători de animale vine cu proiectul și merge și cere finanțare. Exact. Și prin finanțare își face centrul de achiziții de lucru. Acum, deci asta odată. Așa. Suntem printre puținele județe care avem atâtea centri de colectare. Marea majoritate vor avea 3, 4, 5. Și aici credeți-mă că chiar m-am zbătut și am explicat câte oi sunt în Suceava și despre ce-i vorba. Odată. Doi. Vom avea un centru de prelucrare superioară a lânii în Suceava. Stați un pic, deci cu luna aia ce face? Rămâne cu ea în stoc? Păi nu, asta vreau să spun. Așa. Vom avea un centru de prelucrare superioară. Și aici chiar toate asociațiile trebuie să adunate și o să stăm de vorbă și o să mă duc și din sat în sat. Făcut un fel de ISA. Da, trebuie făcut un ceva de felul ăsta. Da. De o confederație. Ce vom face? Da. Păi lâna aia nu o poți lăsa acolo. Da. Din ea trebuie să faci pulovere, din ea trebuie să faci pilote, din ea trebuie să faci, am fost la domnul Daia, mi-a arătat 36 de articole, le are în antecamera dumnealui. La minister? Da, la minister, numai din lână. Deci produs care pot rezulta de la perii, la inclusiv încălțăminte din lână, tratată și de așa natură. Eu veneam la mănăstiri cu părinții mei în anii 70, și mama a cumpărat de aici plovuri de lână, pe care exact. Le purtam până se rupea, așa. Da. Acum ne îmbrăcăm în peturi. Acum luăm peturi, facem peturi, nu? După ce am băut apa, așa, îl facem fire și ne îmbrăcăm în peturi. Și transpirăm și avem psoriazii și avem tot felul de boli de fire. Ca să ne înțelegem și aici, vom avea acest centru de prelucrare, vom fi doar 8, vor fi la nivel național și unul va fi în Suceava. Doamne. Ideea este să ne batem. Să putem obține noi să-l și facem. Da, corect. Deci este prevăzut. Asta înseamnă o fabrică. Asta înseamnă o fabrică locuri de muncă. Înseamnă locuri de muncă cu specialiști, cu... Da. Al doilea proiect, vă spun subsecvent pentru zona de munte. Cu profit. Bălțata românească, da? Așa, care ne-a scos din foame de-a lungul timpului. Da, vom veni cu sprijin direct, subvenție. Cea mai tare vacă din România, bălțata românească. Deci venim direct aici. Da. 3. Sprijin pentru colectarea fructelor de pădure. Am asta ridicat... nu are Rom Silva monopol? Rom Silva nu are monopol, fiindcă uitați-vă dumneavoastră de-a lungul drumurilor, toată așa. Vara vedem fructe de pădure. Da. Nu-i mai civilizat ca cei câțiva agenți economici
și sunt în zona Câmpul Lung, în zona Gura Humorului, care deja sunt organizați, au centri de prelucrare, au de colectare, au de, cum se cheamă, congelatoare în care poate fi ținut pe termen mediu și lung, da? Nu e mai normal ca acești oameni, în loc să stea pe marginea drumului, să meargă cu produsele, să li se taie... Da, știți, el cere 23 lei pe hrib. Dacă duce acolo, de la 5 lei. Aici, bun, aici, cum spun, va lucra economia de piață. Corect. E discutat. Și prețul se va regla. Se va regla, dar important este ca cei care au deja aceste centri, și eu cunosc cel puțin 7-8 persoane care se ocupă cu această treabă, vor avea la dispoziție bani. Acum, așa, aici este important, că de asta spun, ar fi bine să studieze legile de pe acum. Ce înseamnă, până la urmă, finanțarea? Înseamnă, îmi dai bani să-mi fac clădirea, nu? Da. Îmi dai bani să pregătesc niște oameni, nu? Ori, și îmi dai bani și pentru fondul de marfă? Ori în cazul în care deja ai activitate, să te modernizezi și să o aduci la standard. În cazul în care ai tu ceva. Da. Deci am o hală acolo. Acum, trebuie să fim realiști. Nu oricine poate lua de la zero astfel de activitate și accesa un astfel de fond. Da, da. Adică, la tot ceea ce am vorbit noi aici, nu poți tu de mâine zici, domnule, stai când cumpăr 400 de oi că vine finanțare pe lână. Ca să le tu mâine. Ca să le tu mâine să găsesc, să iau lână. Exact. Da, corect, asta trebuie o anumită tradiție. Da. Există o anumită experiență. Sigur că în legea muntelui o să vedeți pentru tineri până în 40 de ani scutirea pentru domeniile economice de impozite. Pe foarte multe domenii. Asta e chestie extraordinară. Așa, păi am plecat de la ideea că este o zonă mai săracă și mai greu de dezvoltat. Păi și întoarcerea copilului acasă până la altă. Așa, în afară de fructe de pădure. Trebuie să ne grăbim, pentru că timpul trece nemilos. În afară de fructe de pădure. Și astea sunt toate strecute, deci nu mai accesez site-ul ori de pe cameră, ori de pe senat și le găsim acolo. Sigur, el va avea modificări până la votul final. Că bun, vor mai fi modificări, dar principiul măcar, adică te pregătești pentru ceea ce urmează. Și noi asta trebuie să transmitem celor care ne ascultă, să fie pregătiți. Așa. Punctul 4. Stânele montane. La nivel național se intenționează construirea a 120 de stâne tip. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vor îndeplini condițiile de igienă ca să poată să-și desfacă oriunde marfă. Ați văzut cele de pe Suhar, cele trei stâne? De pe Suhar, nu. N-ați văzut la Ciocănești? Nu le-am văzut. O experiență, vă spun. Dar, ok, știu că este făcută una tip, a realizat-o ministerul, este și online, se găsește, au pus una și în practică să vadă cum merg. Da. Da, am înțeles că... Eu am văzut trei care funcționează. Am înțeles. Super. Deci vrem să facem la nivel național 120. Da. Dintre cei care se ocupă acum, că vă spun, nu poți veni de la zero. Rugămintea este, citiți legea, vedeți ce înseamnă astfel de stână, dacă corespunde. Eu chiar și de seară mă întâlnesc cu 2-3 crescători și să le explic despre ce e vorba, dar nu se pot cu fiecare în parte. Și... consultați și pregătiți-vă pentru acest tip de stână. Este o stână cu mulgători automate și vine, vor fi puși bani la dispoziție pentru această activitate. Iarăși, tot pentru cei care locuiesc în zona de munte, colectarea laptelui. Avem această dezbatere enormă că prețul este foarte mic. Este foarte mic fiindcă asociațiile, din punctul meu de vedere, nu-și fac treaba așa cum ar trebui. O să fie bani pentru centre de colectare a laptelui și tancuri de răcire. De ce? Pentru că nu fi... Stați un pic, asta ne-a mai spus în flotul odată. Deocamdată este o lege. Da, acum trebuie pus în aplicare. Da, corect. De asta cum să spun, eu n-am venit să spun înainte. Da. Am venit după ce este depus proiectul de lege. Am înțeles. Aceste tancuri de răcire, iarăși, trebuie asociațiile pe bazinete. Ai Vatra Moldoviții, Moldovița Frumosul, Ostra Stulpican Frasă și așa mai departe, asociere. Ai tancuri de răcire. Când negociez cu firmele, nu dăm nume aici că nu vreau să fac așa, corect. Dar când negociez cu firma, negociez per total. Tu vii cu mașina și te mofezi. Unde să negociez pe 20 de litri de apă și atât de negociez pe 2000? Că ăla, știți care chestiunea, transmite, depinde, merge, are 6.000 capacitate, da? Una de aia de 10 tone. Are 6.000, merge în 3 comune și a făcut treaba. Nu merge la poarta fiecăruia și la fiecare chestie, ăsta are 20 de litri, la 30, la 2 cărți și mai departe. Sigur că prețul e altul.
Că și cheltuielile de transport ale ore sunt altele. Exact. Da. Da. În mare, deci, astea sunt domeniile prioritare pe care lucrăm. Ați văzut foarte bine toată legea inițiată de mine pentru partea de apicultură. Din păcate, nu mai am albine, am avut până anul trecut. Bine, am avut hobby la modul de 15-20 de familii, acum plecând la București, efectiv nu mi-a mai permis timpul, dar am venit aici și în sprijinul crescătorilor de albine și ați văzut acea lege prin care fiecare copil va avea, fiecare elev va avea 150 de grame de miere în fiecare zi, o chestie sănătoasă. Am întrebat pe un director de școală din modul rural, băi, cum o să fie cu mierea? Și că, băi, cum era, o să fie în felul următor. Zic, o să vie de-alea borcăline, de-alea mici. Mi-a spus, nu. Că dacă vin borcălinea de-alea mici și desface copilul în școală, de la aia de-aia de-a întâi, păi toate caietele și cărțile se vor lipi, toate muștele vor fi la noi. Dar nu, borcăline vor fi primite de fiecare elev în parte și le vor consuma acasă, nu la... Este vorba de faptul că fiecare m-a amuzat chestia asta. În primul rând că, sigur, că prenaștem producția. De fapt, dezvoltăm, ridicăm producția de miere. Absolut. În primul și în primul rând. Da. Toate, eu zic că toate aceste inițiative și astea sunt lucruri benefice. Vizează atât zona de șes, dar ce am discutat cu pregătire, zona de munte a județului. Sunt măsuri pe care le-am avut în programul de guvernare, sunt măsuri pe care ne le-am dorit să le aplicăm. Sigur că au fost votate, în special, cum a spus, de coaliția PSD-ALDE, dar multe dintre ele, având efecte benefice pentru tot ceea ce înseamnă activitatea agricolă și forestieră, iată, au fost votate multe dintre ele și de cei din opoziție. Foarte tare, foarte tare și este extrem de important. În fine, dacă ar vrea colegii din regie să-mi spun și mie câte minte mai avem, vă rog frumos, deșteptarea, că încă nu s-a terminat emisiune. Am vorbit despre 2017. A fost un an plin pentru dumneavoastră, dar și pentru comisia din care faceți parte, Comisia de Agricultură, Silvicultură și Servicii Conexe. De data asta cred că ați spus bine, nu? Da. Ce ne așteaptă în 2018, domnul deputat? Am un proiect vechi și o dorință veche. A fost foarte multe scris, nu le pot scrie toate peste noapte. Vreau să scriu o lege a reîmpăduririi. Ne place, nu ne place, prin aplicarea legilor proprietății, printr-o perioadă destul de dezorganizată din punct de vedere a administrației silvice în anii imediat după Revoluție, o parte din suprafețele de fond forestier, să spunem așa, nu mai sunt ocupate cu vegetația specifică. Adică, practic, au fost tăiate cimele de la vale. Da. Am venit codul silvic și am vorbit de preluarea în administrarea tuturor suprafețelor de către ocoale silvice. Înțeleg că merge destul de greu, dar până la urmă e lege și o să aplice și asta. Le place sau nu place celor care trebuie să o aplice. Vor trebui să o aplice. Da. Iar după ce vom avea această evidență a întregii suprafețe exploatate nerațional la nivel național, vreau să vin cu o inițiativă privind reîmpădurirea acestor suprafețe, în așa fel încât să ajungem cel puțin la nivelul suprafețelor din 99. Exact, din 90, da, cum vrem să așezăm mai acest mult lucru. Acolo? Nu e un deziderat ușor. Nu e ceva simplu, fiindcă există reticență din toate părțile. Uh-huh. Și să o spunem pe dar cam cât mai? 500.000 de hectare? Cam 600.000. 600.000 de hectare. Aproximativ, n-are nimeni o evidență perfectă. Dar aproximativ, din estimările pe care le avem acum, e un efort financiar. Enorm, așa este, da. Este un efort. Dar efortul financiar va fi răsplătit. Este un efort uman, fiindcă nu e o treabă simplă, plus că ne aflăm cu reticența proprietarilor. Că sunt mai mici, că sunt mai mari. Vă dau și exemple concrete. Ce s-a întâmplat cu multe din aceste suprafețe. Unele din ele sunt transformate în păscători, deci efectiv îi pășune acum, sau scoșăcioatele sunt... nu va fi simplu să-l lămurești, că de fapt... Acel teren trebuie redat, practic, silvicultorii. Absolut. Da, iar în zona de vale... Din nefericire, sunt care deja pun și cartofi pe aceste terenuri. Și face cu pășunile, pentru că înainte de 89 era acea întreprindere de pășuni și de pajiști. Ce facem cu pășunile montane? Una, că ele nu mai sunt
nu mai are nimic grijă de ele, arboretul începe să le ocupe și, ne dispar pășile montane. Da, așa este. Am avut dezbaterea asta și la ultima conferință pe zona montană, inițiată, provocată, cum vreau să spun, de domnul profesor Rei, la care a participat și domnul ministru Daia. Au venit și ei cu soluții, a venit și ministerul, aștept să mă reîntorc odată cu 28 ianuarie la București și după ce vom găsi soluții concrete, o să stăm de vorbă și despre pășunile montane, fiindcă într-adevăr sunt o problemă. Ceea ce spuneți, da, vă dați seama că arboretele maturii diseminează și... Diseminează și îți ocupă ușor, ușor. Exact. Se întâmplă peste tot. Eu am fost în pășuni montane, am fost la pășuni montane, foarte mult afin, foarte mult arboret, care practic au ocupat suprafețe însemnate. Asta scoate din circuitul economic, din ce spuneați dumneavoastră mai devreme, din zona de munte, de cei care vor să ocupe de cu creșterea animalelor, ovine sau bovine, deja nu mai contează, îi scade lor la pășune. Dar acum ce facem? Trebuie să dăm lor la primire, nu? Care are la firmerul care fă nizotehnie. Exact. Să aibă la grijă de pășune. Nu? Da. Cam așa ar trebui. Bă, dacă oricum el nu ia subvenție, dacă prin teledetecție ăștia de la APIA văd că din 20 de hectare, 5 hectare, are numai 16, dacă el declară, el și amendează. Mi se pare să niște chestii coercitive. Deci nu poți să ia banii pe 20. Dar ei cum se cheamă? Diminuează odată și din nefericire, că astea sunt reguli Uniunii Europene, ea și retroactivă, asta e problema majoră. Și atunci ei se află într-o dificultate, banii fiind deja investiți, acum dacă ți-a banii pe 5, 6, 7 ani în urmă, pentru acea suprafață, e lovitură. Da, da. Și acum vă spun și alte chestiune, pe Sucar, vă spunem de cele 3 stâni, aveau și un tractoraș de stabon la vreo 60 de cai cu tocătoare în spate. Și cum apărea arboret, cum îl toca. Deci asta e chestiune destul de importantă care trebuie avută în vedere, mă gândesc eu, în această lege a muntelui. Da, acum, ce să spunem, foarte bine ați precizat faptul că noi am scris aceste legi, le vom scrie în continuare, avem o majoritate care le poate promova. Din fericire, înțeleg că în urma discuțiilor care sunt, vom avea și un guvern care să poată aplica în continuare programul de guvernare. De asta vă spun, sunt foarte multe legi, puțină lume cunoaște ceea ce am muncit noi și ceea ce am făcut în mod concret în domeniul legislativ. Acum, sigur că guvernul se va ocupa și de punerea în practică. Suntem cu programul de guvernare foarte, foarte aproape de ceea ce ne-am propus pe primul an. Anumite întârzieri care trebuie să le recunoaștem, sunt convins că actualul guvern va găsi soluții să le surmonteze, să vină cu programul de guvernare la zi. Noi ne-am dat silința în Comisia de Agricultură și Silvicultură să fim mai mult decât loiali sau parteneri, mai mult decât loiali, cinstiți cu guvernul, în așa fel încât să putem aplica atât programul de guvernare cât și această legislație să iasă foarte bine. Undeva la 25-26% din legislația propusă de actualul Parlament este din Comisia de Agricultură și Silvicultură. Deci ne-am făcut treaba pe cât de mult posibil. Aștept cu mare interes investirea noilor miniștri și să reluăm această colaborare și să implementăm măsurile. De asta este nevoie de un guvern PSD ALDE, de asta este nevoie de stabilitate, în așa fel încât tot ceea ce am muncit, ceea ce am scris noi acolo să poată ajunge și în teren. Încă o dată fac un apel la cei care ne urmăresc, mai ales fermierii, mai ales cei care locuiesc pe zona de munte, să studieze aceste legi, să nu ne trezim în situația în care... Ele se vor aplica și să le găsesc nepregătiți. Da. Domnul deputat, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Nemilos, timpul trece, da? A trecut și foarte repede timpul pentru că au fost o groază de probleme de discutat, foarte, foarte interesante. Iată că s-a încheiat 2017. Încă o dată mulțumesc și la mulți ani, că ați fost ziua dumneavoastră acum câteva zile. Mulțumesc, ai mult. Stimați suceveni, iată că la final de an, la început de an 2018, vorbind despre 2017, se naște o concluzie, așa că unul dintre cei mai buni miniștri pe care i-are acest guvern sau guvernul care a trecut
este domnul Daia, de la agricultură. Absorpție de fonduri europene 96-97% aproape, plătită subvenția 70-80%, subvenția pentru 2018, plătită pe 2017. Iată că idei extraordinară, iată, grație unui prieten al nostru, domnului Havrici, sucevean, silvicultor de profesie, vom avea o nouă lege a muntelui. Doamne ajută, Dumnezeu să ne ajute să trăim într-o Suceavă curată, deșteaptă, modernă și plină de bani. Sunt Gabriel Ghincea și vă urez noapte bună. La revedere! Vreau o țară ca afară, să nu mă tragă nimeni pe soară, buzunarele să nu doară. Vreau o țară ca afară. Vreau o țară.